Deputatul AUR de Suceava, Doru Acatrinei, a cerut premierului Marcel Ciolacu ca la următoarea rectificare bugetară să aloce fonduri suplimentare pentru combaterea corupției în acordarea permiselor auto. Doru Acatrinei a subliniat că principalele cauze ale acestor accidente sunt viteza neadaptată, abaterile bicicliștilor și neacordarea priorității. Dar a adăugat că nu putem exclude ca și cauză a accidentelor modul cum au fost acordate permisele auto în ultimii ani. Parlamentarul AUR a amintit în susținerea cauzei sale că în județul Suceava au fost trimise în judecată 8 dosare penale privind corupția în acordarea permiselor auto, argument în plus pentru necesitatea unor echipe funcționale și a unui număr mai mare de mașini și echipaje mixte de control în trafic. Consider că este nevoie de mai mulți bani pentru combaterea corupției și pentru suplimentarea echipelor de control în trafic, a completat Doru Acatrinei. El a cerut premierului să aloce fonduri Ministerului Afacerilor Interne pentru aceste scopuri și a solicitat demisia ministrului de interne, Cătălin Predoiu, pentru lipsa măsurilor eficiente în combaterea accidentelor rutiere. Practic, nu mai suntem în siguranță pe șosele, a concluzionat deputatul.